Că trăim în rural sau în urban, se tot caută soluții pentru gestionarea problemelor generate de câinii fără stăpân. Chiar dacă, în funcție de interese, se neagă realitatea legată de atacurile maidanezilor, totuși și copiii au de suferit. Într-o localitate din Argeș va fi adoptată o hotărâre de Consiliu Local în baza căreia așa zi și iubitori de animale să fie sancționați dacă nu țin maidanezii închiși. De ani buni s-au tot încercat variante pentru ca în stradă să nu mai existe câini fără stăpân. În Argeș, la Topoloveni, se lucrează la modul practic pentru înlăturarea acestui neajuns, astfel încât și locuitorii, dar și animalele să trăiască în siguranță acolo unde le este locul. Igienizare a orașului cu o serie întreagă de câini comunitari și totodată cu măsuri pe care le vom lua față de oamenii care nu au comportamentul prevăzut de lege și câinele comunitar, dacă vrei să-l îndrăgești, le ia acasă. Dacă nu, să ni-l lași nouă și gestiunea ne aparține. Deși s-au inițiat de-a lungul timpului numeroase acțiuni pentru reducerea numărului animalelor din stradă, dar mai ales pentru a oferi securitate locuitorilor, niciuna dintre soluțiile implementate până acum nu a condus la rezultatul dorit. Soluția este că ne vom ocupa de la ecarisaj, întreținere, prevenție, dar în același timp și sancțiune față de cei care nu vor să respecte și partea de legislație. Cum necazurile generate de câinii fără stăpân sunt numeroase, specialiștii susțin că singura rezolvare viabilă este colectarea acestora din stradă și oferirea unui loc în adăposturile special amenajate. Animalele nu au nicio vină pentru că sunt pe stradă și ar trebui cu toții să găsim soluții astfel încât să le salvăm, să le asigurăm hrana, îngrijirea, adăpostul și să încercăm, deși există prevederi legale stricte, să le depășim sau să le schimbăm și să facem lucruri bune. În acest context se va iniția o hotărâre în cadrul Consiliului Local Topoloveni, în baza căruia niciun câine să nu mai fie în stradă, iar persoanele care se declară iubitori de animale să le țină în casă sau în curte. În caz contrar, vor fi amendați conform legii.